dacă vă place seria noastră de Witcher și mai vreți și alte episoade în continuare, apreciem foarte, foarte mult. Și hai să vedem unde ne putem duce noi. Ce bă, cașcaval pula dracu. De ce ar fi? De ce nu? Doar că am dat un bară. De ce nu prea ascuns cine știe ce? Nici eu și m-am trezit lângă ușa grăsuților, adică... Pleacă vrăjitoare de aici, tu ai nebunit la cap. Și poți să te mai duci în altă parte? Poți să te mai redresezi de acolo? Da, mă rog, m-am ascuns după o de-asta de fân. Dar dacă nu dă nicio găină, sunt cu mine. Nu veni grăsuț aici, tăr... Oh, nu! Sper că nu vine aici, nu? Sperăm. Era foarte aproape să vină exact aici, lângă mine. Atât de aproape era. Ok. Oricum, apreciem foarte mult tot suportul din partea noastră la această serie. Una din cele mai populare serii de pe canal, am văzut că se strâng foarte mult. Și mulțumim tuturor celor care își apasă butonașul ăla de like. Azi și îl transformă de gri în de... albastru. De râs. Bagă-mă în seamă, fraiere, uite de la mine ce puii mei. Ah, da, da, ce bine-i dai orgasmic, da. Apasă-mă, fraiere, mângâie-mă tare, da. Trage-mi pielea de pe cap, de puii mei. Bă, hai că pot. Ah, bă, ca o gazelă de ager. Oare după ce puii mei m-am urcat în copacul ăsta, mă, nu mai știu cum să cobor și n-am telefonul la mine să sun pompierii în e naiba să cobor, poate pe part, dar nici pe aici nu pot. Hai că urc pe aici să văd dacă pot. Bagă-mă, fraiere, în seamă. Bă, câine, bine că pe Argentine ca spartul, dar la altul nu ai dat. Da, mă, că la tine mă uit. O, șeful, trebuie să muncești la calculator, ar fi păcat ca cineva să te deranjeze. O, vai, și ce-o să-mi faci, ce-o să-mi faci, da. Bagă-mă, mă, seamă, să mă spăl și pe picioare că-mi put ca... Bă, care ești acolo după oglindă, mă? Păi, hai că vin la tine, fraiere. Da, ce contează că ești mai greu cu 200 de kg ca mine? Ce contează, mă, că te sparg, mă, te sparg tot, fraiere? Pălinge chiar, în sfârșit, câine, te-ai gândit să împari și cu mine. Tu mănânci carnea și mie mi-ai dat ceapa asta fiartă. Bă, de treabă pot să fii, bă. E puii mei, când îmi expiră oare rovinieta asta? Bă, ăsta-aș pune mascot aici, o singura mascotă de care are nevoie, mă. Dă-o, naibii, ce faci pisit, te fac o tură cu fiatul? Bagă-mă în seamă, mă, bagă-mă, mă, în seamă, mă, nu fi rău. O, ce drăgălași sunt, ce bine-i să ai pământ. Uite-te ce fain mi-au crescut roșiile astea, agricultură. Hai să mă duc la femei. Ia-l-ai, bă, pazorel, cum trece drumul. Hai, fraiere, încoace să te fac o tură. O, bă, cam... L-am călcat pe câine. No, mă, oare ce mi-o spart ăsta, mă? Cred că mi-am spart radiatorul cum am dat în câine. Dar nu văd nicio fisură nicăieri. Să fie la baia de ulei. Oare, ia să văd. Bă, că nici la baie nu-i nimic spart. Ai, eu nu știu ce-o putut face câinele asta, mă. Treci, mă, fraiere, aici că te spar. Cum treci tu prin fața mea? Luptă-te, fraiere, cu mine, luptă-te. Nu... Nu, mă, s-o spăl pe măta, nu pe mine. Nu mă spăla pe mine, mă, nu pe mine. Oh, ce obosit îs. A fost o zi lungă. Ar fi timpul să mă odihnesc. Ce faceți prăduitorilor? Tot pe YouTube, tot pe YouTube. Ia-l-o. Hai, natele meu, ce frumoasă trebuie să fie viața dincolo de aceste garduri infernale. Mă simt ca într-o pușcărie. În sfârșit, am reușit să evadăm fratele meu. Ar trebui să-l luăm la fugă până ce nu vine mămicuța noastră să ne găsească. Ups, deja cred că e prea târziu. O văd venind spre noi. Da, exact. Am avut dreptate. Frate, nu știu cum de ne-a lăsat, dar uite că am reușit să ajungem afară. Aici în locul nostru, în natură, în junglă,
în sălbăcie. Simt cum fierbe efectiv sângele de vânător prin vene. Simt că aș putea să dobor un urs grizzly. Wow! Wow! Ce i-aș face? Ups, vin oamenii către noi. Cum mi-ați văzut cum ne faceți poze pentru Instagram, pentru Facebook, filmulețe pe YouTube? Toți veți ajungeți viral cum îi puneți poze și filmulețe cu pisici și faceți o căruță de bani, dar noi nu aruncați cu o mâncare mai scumpă, cu un somon afumat sau ceva. Bye, bye. Bă, frate, eu m-am cam plictisit. Eu mă duc acasă. Nu știu cum, că te scăpa puful mai ușor. E dur de mămicuta noastră, dar nu pot să trec gardul. Ai, frate, ajută-mă cumva. Nu pot să trec gardul la mămica noastră și mi-e foame. Mă, laptele ăsta de vacă nu e așa de bun ca laptele natural de la mămica noastră. Hai să mergem la mama să mâncăm. Da. Nimeni nu se compară cu laptele ăsta. Ăsta e cel mai bun, mă. Asta e miere, nu altceva, mă. Ăsta e un dar de la cel de sus. Vai, te-am putea trăi toată viața cu lapte de la mămica noastră. Ar fi ideal. Stai, mamă, nu mă spăla, că-mi e rușine. Hai, termină, noia, spală-l și pe frate meu, că eu deja-s curat, mă ustură pielea cât mă tăspel. Hai, mamă, spală-mă și pe mine, lasă-l pe Johnny în pace, vreau și eu. Ai, m-a luat un om în brațe, cred că o să iau ceva bolt pe el. Ai, e cam un eu, cred că o să-i asasinez familia noaptea asta. Când dorm toți, mă duc și zgâng în față, sunt așa de fioros, sunt o... Frate, eu m-am cam plictisit. Eu mă duc acasă. Nu știu cum, că te-a scăpat poful mai ușor. E dur de mămicuta noastră, dar nu pot să trec gardul. Hai, frate, ajută-mă cumva. Nu pot să trec gardul la mămica noastră și mi-e foame. Mă, laptele ăsta de... Nu altceva, mă. Ăsta-i un dar de la cel de sus. Scoală-te, putoare, că e ora 5. Scoală-te, putoare, tu n-auzi, scoală-te, că e ora 5. Trebuie să mă scoți afară, că fac pe mine, nu mai pot. După aia trebuie să te duci la muncă. A zis că ești minunată. Salutare, dragi prieteni. După cum am spus de doza trecută, dacă ajung la 5.000 de like-uri, voi face un nou clip. Așa că voi m-ați ajutat să strâng cele 5.000 de like-uri și acum sunt dator vândut să creez un nou videoclip cu vlogoșenii. Să trecem la treabă. Ce mai fi oare asta? Ia să o prind eu. Dar ce, eu nu sunt stare să prind o șmecherie din asta? Ce-o fi oare? Dar unde-i băgat, mă? Unde-i băgat? Unde te-ai băgat? Ce? Lasă că te prind eu. Cucu, tiuc! Cucu, tiuc! Cucu, tiuc! Băi, puturosule, dar trezește-te voi odată și dormi toată ziua, puturosule. Că dormi? Hai, scoală-te, că avem treabă. Băi, ți-am să nu mai mănânci? Dacă eu ți-am să nu mai mănânci, tu de ce îndrăznești să vii să mănânci pițăștari? Dar și tu te joci cu mine, da, mănâncă, mănâncă, hă, mănâncă, ești satru. Da, chiar m-ai enervat. Oare asta o fi coada mea? Oh my god, n-ai văzut așa ceva, deci nu pot să cred. Încearcă să nu râzi de coada mea. Am furat și o pernă și vreau să o ascund. Acum o bag eu în gaură, că nu intră la intrare. Of, 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 cum să o bag? Toată ziua stai pe Facebook. Nu mai știi de nevastă, nu mai știi de pisică, nu mai știi de câine, nu mai știi de Nica. Hai să prind spăiaja, îți garantez eu asta. Dar ce gustoasă e aghiazma asta. Popa mi-a zis să beau câte o leacă, dacă vreau să-mi ierte păcatele. Cuiță, care-mi faci să-mi iau un selfie? Mâncau așa ochii voștri. A, mă, n-aveți curat niciunul? Stau aici de pomană așa și aștept selfie și voi n-aveți tupiu? Dați-o încolo de treabă. Ori suntem golani, ori nu mai suntem. Băi, șmecheri, dar și stai în fața mea, și ești tare? Și-mi te crezi tu, au, 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 brucele! Mâncava aș visul vostru, ferilo debil o să mă treziți. Vasilică, Vasilică, dar unde duci tu, Vasilică? Vasilică, Vasilică! Vasilică, Vasilică!
Ce limba mai e și asta, frate? Ce? Faci poză? Faci poză? Hai că tu și eu în poză! O, mă, disperatule, că nu te mănânc! Bată-te, cucu de animal! Oameni ăștia! La, 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 la! Aoleu! Aoleu, ce avem aici? Ce e asta, bă? Băi! Băi, tu mă sperii pe mine, mă!